Copiii din Ținutul Distracției vor ca duminica următoare să se adune în parc și să decidă, în urma unei dezbateri, care joc de pe telefonul mobil este mai interesant și mai captivant. Se fac două echipe. Rulă face parte din echipa veselilor, care susține un joc de matematică, iar ceilalți se numesc jucăușii și susțin un joc de curse. În echipa jucăușilor se află Vandal, un roboțel mai mare, de 14 ani, care este foarte răutăcios cu toți colegii lui. El vrea ca jocul lui să iasă câștigător. Duminică, în ziua dezbaterii, toți copiii sunt prezenți în parc. Vandal știe care joc trebuie să iasă câștigător. După ce echipa sa își prezintă punctul de vedere, el îi amenință pe cei din echipa veselilor să tacă din gură și să fie de acord cu jocul preferat de el. Rulo vrea să vorbească și să își spună părerea, dar, la o privire ascuțită din partea lui Vandal, pare că dă înapoi. Însă comportamentul lui Vandal nu îi poate face pe vesel să tacă din gură. Încurajat de colegii lui, Rulo îl înfruntă pe Vandal și le explică tuturor copiilor care sunt argumentele în favoarea jocului de matematică. La auzul discursului lui Rulo, colegii lui Vandal din echipa jucăușilor își schimbă preferința. Argumentele în favoarea jocului lor erau pur și simplu mai slabe. Copiii votează jocul cel mai interesant, iar veselii câștigă. Deși Vandal a vrut să-l oprească pe Rulo să-și spună părerea, nu a putut să intimideze pe toată lumea. Stând împreună și expunându-și argumentele, Rulo și prietenii săi au putut iniția o dezbatere corectă în care toate părerile sunt ascultate. În final, toți copiii și-au folosit libertatea de a gândi și de a se exprima, iar rezultatul votului a fost acceptat de către toată lumea. Nici chiar Vandal nu a putut contesta argumentele lui Rulo. Cum credeți că ar trebui să se desfășoare o dezbatere? Nu este normal ca toți participanții să-și exprime argumentele?